Ăsta cred că e raiul brândușelor. Iar ăsta sunt eu și astăzi veniți alături de mine în căutarea raiului brândușelor. În drumeția noastră de astăzi ne vom bucura de armonica și vibrațiile râului Sâmbăta, vom admira floricelele viu colorate de pe marginea drumului, ne vom poza cascadele spumoase întâlnite pe cărare, vom face o oprire la podul de lemn, ne vom conecta cu natura și ne vom astupăra foamea cu ceva mare și gustos în priveliștile demențiale ale văii Sâmbăta. Suntem aproape ajunși și la cum mă așteptam, e plin de mașini. Nu e de mirare pentru că e weekend, e sâmbătă, e duminică de fapt și lumea vrea să iasă în natură. Bun. Și am ajuns. Prindem toate luminițele, închidem motorașul și voi veniți cu mine. De data aceasta nu mai îmi uit prietenul acasă. Traseul spre cabana Valea Sâmbătei pornește de la complexul turistic Sâmbăta, din apropierea mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. Însă pentru cei care doresc să scurteze puțin traseul, se mai poate continua cu mașina pe drumul forestier până la hotel Floarea Reginei sau până dați de prima barieră. Eu am reușit să parchez mașina în prima poiință lângă hotel Floarea Reginei. Nu e ca și cum aș fi avut prea multe opțiuni, la câtă aglomerație era. Chiar în fața hotelului Floarea Reginei am găsit și primul indicator al traseului marcat cu triunghi roșu. Timpul de urcare estimat din acest punct era de 2 ore, dar pentru mine drumeția a durat ceva mai mult, aproximativ 7 ore dus întors datorită pauzelor de filmat. Se dau și cursuri de dans pe munte. Super. E plin, plin de mașini. Mă aștept la destul de multă aglomerație chiar și pe traseu. Inițial am vrut să scurtez un pic din drum și să parchez cât mai aproape de începerea traseului, dar după cum vedeți, drumul nu este tocmai practicabil. Și eu nu am vrut să risc cu mașinuța mea. Deci nu ai cum ca să nu te oprești și să admiri asta. În caz că rămâneți fără apă, să știți că există posibilitatea să vă reîncărcați sticluțele. Traseul este unul foarte ușor, cu o urcare lină, deloc solicitantă. Este accesibil tot timpul anului și se poate parcurge de oricine. Drumul șerpește prin pădure până aproximativ la jumătate, unde avem parte de liniște, soare, tot ce e recomandat pentru relaxare. Din când în când, sunetul păsărilor își face simțită prezența, râul formează cascade mici, când pe stânga, când pe dreapta, ce vor desena efectiv zâmbete pe chipurile voastre. Iar de flori, nu mai vorbim. Diversitatea și culorile lor vă vor fura privirile, cerșind parcă câteva poze. Dacă sunteți curioși ce mai puteți vizita în preajma cabanei, e bine, în preajma cabanei mai poate fi vizitată chilia părintelui Arsenie Boca, situată la circa 20-30 de minute de cabană, în apropierea unui izvor, de la care oamenii vin
să ia apă sfințită. Din păcate, nu am reușit să ajung astăzi, din cauza că am intrat destul de târziu pe traseu, în jurul orei 13. Se anunțase ceață densă în tot județul Brașov în acea zi și abia după ora 10 a început să se ridice, iar asta m-a impulsionat destul de tare să-mi pun curul în mașină și să vin aici. În apropierea acestui pod de lemn, eram cam pe la jumătatea traseului. De aici, părăsim drumul forestier și am continuat pe poteca marcată, unde umbra pădurii și răcoarea sa au picat ca o mână cerească după ce m-a bătut soarele în cap mai bine de o oră pe drumul forestier împrăfuit. Și parcă simțeam nevoia să mă conectez cu natura. În sfârșit, pădure! Efectiv, mă săturasem de drumul ăla forestier și de aglomerația aceea cu mașini, cozi și cozi de mașini. Iar aici mă simt mai în elementul meu. E plin de floricele mov, galbene, portocalii, verzi cu galben. E o splendoare. Vă sugerez cu tărie să vă înarmați cu ghete sau bocanci impermeabili, indiferent de perioada în care alegeți să veniți pe Valea Sâmbetei, pentru că pe traseu veți întâlni porțiuni mai noroioase sau traverse de șuvoaie de apă. Eu m-am crescut mai șmecher și mi-am luat Adidas și, bineînțeles, că m-am mutat la picioare. Nu te cred! Până unde urcă? Ador floricelele astea, mov. Yahoi! Salut, bătrâne! Băi, e un loc absolut magnific. Mă uimește la orice pas. Singurul dezavantaj pe care e doar pur și simplu opinia mea e faptul că e prea multă lume, frate. Prea multă lume pe traseu. Sunt anumite porțiuni pe cărare în care efectiv trebuie să stai circa 2 minute, 3 minute ca să treacă toată lumea să poți avansa și tu. Ăsta e dezavantaj să mergi weekendul la munte. Mai ales în locații atât de cunoscute precum Cabana Sâmbăta. Dar pentru cei care iubesc natura și vor să meargă în drumeții, dar le este teamă să meargă singur, weekendul este o opțiune pentru voi. Pentru că, după cum vedeți, e plin, arhi plin de oameni și asta vă oferă oarecare siguranță. Nu știu, frate, cum sunt alții, dar eu iubesc pădurea. Majoritatea oamenilor merg pe acolo, pe drumul acela forestier, pe partea cealaltă de râu, dar eu prefer pe aici. Nu este comparație să mergi prin pădure, să te bucuri de ceea ce îți oferă plantele, copacii, floricelele,
decât să merg pe un drum făcut de oameni și pe unde se mai trece și din când în când cu mașini. Chiar, voi de ce ați alege să mergeți pe un drum forestier împrăfuit, unde vă bate soarele în cap și unde nu se întâmplă nimic? Stai, poate doar dacă trece o mașină și te umple de praf. În loc să alegi să mergi prin pădure, unde codrul îți este prieten și îți oferă răcoarea și umbra necesară. Tu ce faci, mă, micuțule, pe aici, ha? Ai venit la munte? Nu-i place. Nu-i place? Ziua bună! Ziua bună! Super multă lume. Mușchiuleți. Conuri. Pur și simplu mergând pe lângă râul ăsta, cât de multă energie ne oferă și cum parcă te armonizează una cu natura. E un sentiment pe care e nevoie să vii aici să-l simți. Ia să ne uităm acum pe final. Nu, sper că nu s-au floșcăit așa. Pentru voi am venit. Ne apropiem. Doamne, ce priveliște. Iar dunele de oameni parcă nu se mai termină. Câți oameni, frate. Hai, salut, micuțule. Ce prieten drăguț ai. Ăsta cred că e raiul brândușelor. Dacă vă întrebați când înfloresc brândușele pe Valea Sâmbetei și când e cel mai bine să mergeți să le admirați, ei bine, unii zic că de pe 10 aprilie până pe 15 martie. Eu zic că depinde foarte mult de condițiile meteo. Nimeni nu poate prezice cât va dura iarna și cât de repede se va topi zăpada. Deci, urmăriți condițiile meteo și Facebook-ul. Sigur veți găsi o perioadă potrivită când să veniți. Deci nu ai cum, frate. Efectiv îți taie respirația. Doamne, cât de superb este. Nu am cuvinte, efectiv. Haideți. Să ne vedem acolo încă zăpadă. Dar e absolut magnific priveliștea de aici. Sunt atât de bucuros. Aflată la limita golului alpin, cabana Valea Sâmbetei oferă o vedere impresionantă asupra Văii Sâmbetei, culminând cu splendida fereastra Sâmbetei și colțul Bălăcei. Un tablou natural care staie efectiv respirația cu frumusețea lui. Valea Sâmbetei este una dintre căile de acces în inima munților Făgăraș, atât pentru parcurgerea crestei Făgărașului, dar și ca punct de plecare către cel mai înalt vârf din România, situat la o distanță de 5 ore de mers, Regele Vârf Moldovean. Prin amplasarea ei,
oferă acces ușor atât vara cât și iarna către partea superioară a văii pentru parcurgerea unor trasee de o zi, dar mai ales iarna către pârtiile naturale de si care străjuiesc valea. Se pare că e în construcție cabana. Dar, Doamne, ce priveliște! Și încă speram să fi fost, să fi prins mai multă zăpadă. Dar ar fi fost nevoie să fi venit mai devreme. Sunt deja unele dintre brândușe, sau o parte din brândușe, sunt deja ofilite. Deci, maxim săptămâna care vine, după care nu le mai prindeți. Pauză de masă. Ok. Oh, the big boss. O prăjiturică. Am pizza pentru hidratare. Am luat și niște rușioare, că va merge cu Big Boss. Și mai am câteva mere. Stai că mai am ceva. Și desert. S-a lăsat un pic frigul, fiindcă, na, ești încălzit de pe drum și aici când stai un pic și mănânci și admiri peisajul, te ia un pic frigulețul. Dar spuneți-mi voi, cât de fain este. În spatele meu, Munții Făgăraș, în dreapta, o mini cascadă, apa care curge, sunetul care efectiv te îmbie cu energie pozitivă, priveliștele astea, verdele pădurii, brândușele, scumpele de ele, brândușele, albul munților, ce poți să-ți dorești mai mult? A fost o zi absolut uimitoare. Deși au mai rămas câteva gunoaie, locul m-a impresionat destul de tare când vine vorba de curățenie. Oamenii chiar reușesc să păstreze curățenia. Poate am învățat în sfârșit să avem grijă de natură. Țineți-o tot așa! Dar chiar și cea mai frumoasă zi are totuși un final. Eu am fost Dani, acesta a fost traseul spre cabana Sâmbăta și noi ne revedem data viitoare. Pa! Cred că singurul regret pe care l-am acum e faptul că nu am posibilitatea să creez mai multe clipuri de genul ăsta și să dau frâu liber mai mult creativității care știu că zace în mine și dă să iasă afară atunci când sunt în elementul meu. Dar ieșirile pe munte nu sunt deloc ieftine și necesită cașcaval, de care momentan nu dispun, pentru că suntem într-o perioadă a vieții în care a fost nevoie să strângem un pic cureaua și tocmai acesta e motivul pentru care nu am posibilitatea să creez mai multe clipuri, fiindcă, frate, cât de mult mi-aș dori să pot face măcar un clip pe săptămână, dar asta e piața. E, uneori e nevoie
ca în viață să dai de momente dificile, fiindcă datorită lor ajungem să creștem, să evoluăm. Și nu, înțelegi?